Bun regăsit, suflete frumoase! Astăzi am să vă vorbesc despre numărul 16 într-o dată de naștere, în reprezentarea simbolică a mamei, respectiv a tatălui. Numărul 16, Casa Dumnezeu, în ziua și anul nașterii, este cu siguranță cea mai puternică energie manifestată. Este cea mai mare, în același timp, cea mai spumantă, cea mai virulentă, cea mai intensă. Pentru a-ți oferi o imagine metaforică, gândește-te la o șampanie cu dop de plută sau la o explozie nucleară. Când ne uităm la grafica arcanei Casa Dumnezeu, vedem că coroana reprezintă mintea, mentalul nostru. Pentru cei care au 16 în ziua nașterii, în reprezentarea imaginii materne, aceasta, mama, întruchipează o energie care poate fi foarte puternică psihologică. Atât în reprezentarea imaginii mamei în ziua nașterii, cât și în relația cu mama, în reprezentarea energiei relaționale cu mama, adiționând ziua și luna nașterii, persoana în cauză este sfătuită să aibă grijă să nu fie prea fuzională. Și dacă sunteți o mamă, și copilul dumneavoastră are 16 ca energie relațională cu tine, cu mama, ideea este tocmai să fii atentă, să ai grijă să nu te contopești prea mult cu copilul tău, astfel încât el sau ea să poată exista, manifesta ca un individ. Un 16 în ziua nașterii sau ca energie relațională cu mama este în general o energie foarte, foarte intensă, nu ușor de gestionat, atât pentru copil cât și pentru mama. După cum v-am spus, este ca un cărbune aprins pe care l-ai avea la îndemână și pe care nu-l poți ține. Este foarte, foarte fierbinte. Adesea, arhetipul 16, Casa Dumnezeu, este o energie pe care încercăm să o canalizăm în celălalt sau în sine însuși. Pentru asta, faptul de a face multă activitate fizică este unul dintre factorii care face posibilă potolirea acestei energii explozive, acestei puteri care este în interiorul vostru. Și apoi, să îmblânzești această energie face parte din calitățile tale spirituale. Așa cum vezi, cele două ferestre mici, albastre, care sunt acolo, pe turn, reprezintă cei doi ochi ai trupului tău, iar a treia fereastră, care este chiar deasupra lor, reprezintă al treilea ochi al tău. Așa că, atunci când ai 16 în ziua nașterii, sau ca energie relațională cu mama, este bine, de asemenea, dacă ești interesat de o abordare spirituală personală, să-ți dezvolți mediumitatea. Clar viziunea. Și pentru asta va trebui să-ți liniștești mintea. Vezi crenelul turnului care parcă dă să cadă pentru a stinge flacăra din planul mental. Veți spune da, fac yoga, fac meditație, fac lucruri de genul acesta dar nu este o practică bună atunci când ai 16 în data de naștere. Trebuie din potrivă să te epuizezi, să faci activități fizice foarte intense și abia când fizic vei fi obosit, epuizat, abia în acel moment mintea ta se va calma și pentru că mintea ta ești tu și când mintea ta se va calma, atunci vei putea să-ți deschizi câmpul de percepție dincolo de mental. Și atunci când ai 16 în anul nașterii, ca o paranteză, suntem în 2024, iar un an totalizat în 16, în următorii ani, asta nu se va întâmpla imediat. Dar, în special, pentru oamenii care s-au născut în 1951 și 1960, acolo găsim 16 în anul de naștere. Deci, când ai 16 în anul nașterii, în general, imaginea tatălui, atunci când este pozitivă, va fi o manifestare de a fi foarte fuzional cu tatăl tău, pentru a avea aceeași stare de spirit, pentru a avea aceeași dinamică, aceeași intensitate, repet, în aspectul pozitiv. Și atunci când ai 16 ca energie relațională cu tatăl tău, și prin extrapolare în relația cu bărbații și cu societatea, ți se va cere să-ți controlezi acea impulsivitate, acea ardoare pe care o poți avea în relația cu ceilalți și să înveți cum să-ți calmezi energia mentală. Și pentru a-ți calma această energie, a avea o activitate sportivă intensă face parte din igiena ta. Trebuie să incluzi în viața ta faptul de a cheltui multă energie prin activitate fizică intensă, dar și prin sexualitate, pentru că suntem precum două vase comunicante care exprimă toată acea energie creativă în aspectul in și în aspectul yang. De toate acestea ai nevoie pentru a-ți calma mentalul și pentru a-ți ușura relațiile cu ceilalți. Dar Casa Dumnezeu, Arcana 16, într-o dată de naștere, rămâne pentru mine o energie care, pe de o parte, este atât extraordinară de trăit și împărtășit cu ceilalți, dar în același timp de controlat în relația cu ceilalți, pentru că poți fi ca fulgerul, poți fi ca o tornadă în viața diferitelor persoane care nu au neapărat aceeași intensitate a energiei. Și deci, Ți se cere în această viață să înveți să-ți controlezi din ce în ce mai mult această energie intensă. Și apoi, numerologic, prin reducere de la 16, 1 plus 6, obținem 7, caleașca, pentru a te încuraja să mergi spre ceilalți, tocmai conștient de acest foc, de această energie puternică, să te apropii de ceilalți fără să-i consumi, fără să-i arzi, fără să-i topești. În raport cu energia care emană din tine. Iată ce vă pot spune în mare despre arhetipul 16, Casa Dumnezeu, în data nașterii. Vă mulțumesc că m-ați ascultat! Și dacă v-a plăcut acest mic videoclip, dacă aveți 16 în data nașterii, lăsați în comentarii experiența voastră în relația cu mama și tatăl, în relația cu mediul familial și mediul social.